roata asta că se învârte tare. Lumea care te aplaudă în picioare. Acul roții că se oprește la mașină. Noi că-ți dăm până și banii de benzină. Inima-și cere să încep să visezi. Roata se învârte, poți să te distrezi. Visele tale se împlinesc așa. E șansa ta, dă vina pe ea. De roata! Iată-ne în plină emisiune TV în care Ana face radio. Bună seara! Bună, vârsucule! Ce dar intru, dărâm platou, rup roata asta și tu. Bună, vârsucule! Te rog frumos, vârsucule, măsoară-ți cuvintele. Nu fac radio, fac podcast. Mă rog, un fel de podcast. Cum adică, dragă, un fel de podcast? Păi nu mă arunc direct așa la podcast. Vreau să o iau treptat, să încep să înțeleg fenomenul. O iau de jos. Fac bechcast. Ce e ăla, mă? Bechcast. Nu podcast. O iau de jos. Ce n-ai înțeles? Bechcast, aha. Unde sinea tata e vinul. Mai nu se face podcast. Auzi, asta, bechcast. Auzi, dar ce ți-a venit așa de dintr-o dată? Păi am văzut că fac toate vedetele, măi, bursucule, și am zis că pot să fac și eu, că pot să mă organizez și încep să aduc invitați, vedete. Uh-huh. Ce cam, ce vedete ai vrea să aduci? Adică... Păi uite, Teo, Dan Negru, acum că a venit la Linca Vandici, din ăștia de prin canal. Și altcineva, nu? Adică... Raluca Bădulescu. Aha, așa, și Mihai Ghiță. Da, așa, da. Așa, da, și da. Alte vedete, adică... Moris. Poate să vină, mă rog, toate vedetele. Aha. Și altcineva, adică nu... Măi, bursucule, tu unde vrei să ajungi? Păi pe mine nu mă inviți, că Raluca Bădulescu, Moris, păi, Irica, dar păi, Negru, Teo, dar eu. Mai bursucule, dar tu ești deja aici, ce să te mai pomenesc, dar bineînțeles, mai ales că tu ești un om din ăsta iubit de popor, parcă ești vocea poporului. Da. Vox Populi. Mai Părnoschi. Hai că știu și latină. Vox Populi. Nu, e alt accent. Vox Populi. Și eu cum am zis. Nu, lasă că ai zis bine, nu mai repeta. Suntem în direct acum? La roata norocului sau la mine? La roata norocului, suntem? Și, da, bineînțeles. Da? Ei, având în vedere că n-ai niciun invitat, dă-i drumul la panou. Hai, că avem treabă. Știi bine că aici nu ne jucăm, pentru că avem de dat o mașină nou-nouță, 10.000 de ronchi și bineînțeles această vitrină plină cu produse electronice și electrocasnice. Doamnelor și domnilor, să înceapă roata norocului, să cunoaștem concurenții! Bursucu, îmi pare bine? Ana. Tot timpul să ai grijă așa, că eu cu numele sunt... Câți ani ai? 24. Căsătorită? Nu. Logodită? Nu. De-aia s-a apropiat ăsta mic de tine. Dă-mă la locul tău, acolo în colț. Mai dreaptă. Așa? Ia. Ajung și la tine. Nu. Stai liniștit. De unde vii? Din Pitești. Băi! Și le, bă, mă, cum auzi cum de Pitești de-alea? Cum? Stai, mă, că... Întâi s-o cunoaștem și după... Ce n-ai, bă? Fii atent că te ajut. De cât timp nu mai ai un iubit? Am de 6 ani. Încă... Da. Ei, să te apropie, iurea. Te-am zis, stai un pic să... Te-a cerut? Nu. Mai bine.
A, 24, aștept. Ce ne trebuie? A, și cu așteptatul ăsta... Eu zic că poți să-i faci o surpriză într-o zi. E drăguț? Da. A venit cu tine? Da. Unde? Cu fața asta de mânz te-a cucerit. Cu zâmbetul ăla de nevinovat. Ia ridică-te, mă. Bună seara! Bună seara! Cum te cheamă? Gabi. Gabi! El e tot din Pitești. Da. Are ceva din smiley, da, zic. Zâmbește la fel. Domnul Gabi. Da. Câți ani aveți, domn? 24. De-aia nu te-a cerut. Trebuie să-mi iau unul mai bătrân. L-ai luat la majorat, îți dai seama, la 18 ani l-ai prins. Deci n-a înțeles și l-a lovit. Domnul Gabi. Da. Așa ca între bărbați, că nu ne aude nimic. Tu uite-te în față să n-auzi. Ai mai... Nu. Niciodată. Mi-este frică de ea, nu. Voiam să te întreb dacă ați mai făcut dragoste de când v-ați cunoscut atâta. Nu, că mi-e frică de ea, e în regulă. E... Nu. Uite-te încolo, te rog. E... Da. Sau e... Este. Este cum? E... Cu soacra cum te înțelegi? Foarte bine. Da, și ce să zici? Ți-a făcut vreodată sarmale? Poftim? Sarmale. Ți-a făcut vreodată soacra? Da. Bune? Foarte bune. Ce nu face bine soacra? Face ciorba bună? Face și ciorba bună. E așa e găina bătrână. Cam ce ai vrea să câștigi, Ana, în seara asta? Că bă, că ai trimis-o la muncă. Mașina, dacă se poate. El are mașină? Da, are mașină. Are. Uh-huh. Scumpă? Da. Să zicem. Da. De asta o vrea pe asta nouă. Stă bine pe cașcovă. Ce ți-ai dorit de la noi din vitrină? Nu m-am gândit. Adică așa, noi să ne uităm împreună, așa, uite, dacă ar fi să... Păi... Măi, Bursucule, tu faci podcast, de fapt, acum, nu? Nu! Eu acum nu fac... Păi câte întrebări ai pus deja, ai făcut de două podcasturi. Nu fac podcast, fac pod între suflete. Deci, dacă ar fi două produse, da, repede. Păi, nu știu, un frigider și un cuptor cu microunde. Păi bine, bă, și dacă... Ia ridică-te, mă! O las pe aia, ce să mai dacă... Dacă ai cașcaval, n-ai bani să-i cumperi un frigider, mă? Nu, așa luat nou, dar nu știu unde vrea să-l luăm acesta. Aaa, că ți-ai luat frigider nou. Hai de gând să vă despărțiți, vrei să te muți la casa ta. Da. Baftă! Mulțumesc! Cu ce te ocupi? Sunt studentă. Cel mai bine, la ce? Energetică și tehnologii nucleare. Tu arzi cu Putin! Nu, dar dacă mă supăr, poate. Iar nu te supăra! Îți dau eu un frigider de la mine, stai liniștită! Ce faci, mă, Robi Roberto? Ai ceva, mai înțeles? Frizura, atitudine, tot ce trebuie. Ce faci, Obi? Am venit și să-mi încerc norocul. Foarte bine. Câți ani ai? 33. Să vede. Se vede. Da. Îți bate planetara dreapta, te duci către dreapta, planetara dreapta, te duci către... Dă-te mai încoace. Credeam că arăt mai tânăr, credeam că arăt de 32 de ani. Ce mă, arăți de 23 de ani, tu vezi ochelare ăștia aici. Ok. Păi, dar Barnoschi, cum te-a văzut, mi-a zis, mamă, fom de olipeal, vreau să-l iau la mine la podcast. Mi-a zis direct. Dacă te invită la ea la pod, ca să te duci? La podcast, da, dar la altceva nu, că sunt căsătorit. Unde-i soția? E acasă. Și fraier, nu dăm filmare, asta e problema. O tăiem la montaj. Mă moară. Nu e, mă, că o tăiem, mă, nu pe nevastă ta, filmarea, o tăiem la montaj. Nu e. Așa, da. Dar la bește ai băgat cu ea?
La Beci? Da, cu Barnoschi. La Beci. La podcast, da. Și la Beci nu... Păi dacă organizează podcastul în Beci, da. Dar să fie pe YouTube, să fie... A, tu vrei să fii și filmat când te bași ca, să ai dovada. Filmat, obligat. Da, să zici, uite bă, că și eu cu Barnoschi la Beci, na! Nu doar că zvonuri. Ce ți-ai dorit să câștigi de la noi în seara asta? Mașina, logic. Să vezi bătaie cu prietenul ei, că ea n-a vrut. Ea a vrut frigiderul, prietenul ei vrea mașina. Ok, lasă-i frigiderul să iau eu mașina. Perfect, cu ce te ocupi? Eu mă ocup cu mai multe chestii. În principiu... Băiat de cartier. Da. Asta, asta e una din ele. Combinații, că așa se numesc. Cu TikTok-ul. TikToker de ăsta? Da. Intrați, dați-mi follow pe TikTok. Câte milioane ai, mă? O să zic numele? Ca da, bine. Fac și o reclamă. Dave Stancy. Dave Stancy grec. Se scrie. Am vreo 24.000 de urmăritori acum, dar până se difuzează emisiunea o să am mai mult. Ce noi bă, mă, ești nebun până să faci 50.000 și după noi faci 150.000 după aia. Asta și vreau să te audă Dumnezeu. Deci, cum ai zis? Dave Stancy. Dave Stancy grec. Bă, dar nu e greu? E greu că de altfel și zic pe cuvinte, pe litere. Îl cheamă Stanciu? Stancu, mă. Stancu, nu e real, da. Dar de ce nu ți-ai pus Ovi oficial? E boring. Băi, da, să mă ierți, nu te găsește nimeni. Boring, neboring, dar pe numele tău... Și dacă vreau să-ți dau follow, cum m-am întors, nu mai știu cum te cheamă. E ușor, Dave Stancy. Da, mă, e ușor. Ia fii atent. Spanciu? Fii atent. Cu T. Ia fii atent, fii atent. Ah, Iulia, ia mărnea, ok. Ah, ia! Uite la ea. E cu noi aici, fii atent. Fii atent. Ca să vezi cât e de ușor. Da? Da. Ia, dă microfonul la... Unde e? Perfect. Dă-i-l, doamne, te rog. Dumneavoastră. Nu, așa, da. Doamnă, cum a spus că îl cheamă pe TikTok? N-am reținut. Perfect, ok. Ok, dați mai în spate. Dați-l la cei mai tineri. Așa, așa, vreau. La ei de aici, la ei de aici. Domnii, se numesc oameni în etate. Așa. Da? Perfect. Cum se numește, cum se scrie? Dave. Așa? Hai. Dave? Sure. Stanciu. Stanciu. Lasă-mă că îi scrie simplu. Mergem mai departe. Dă-i și ăsta mic cu părul vâlvoi. Dave Stanci. Pe acolo, cu Y. Așa se scrie, dar se citește Stancy. Hai mă, că din 10 oameni găsim unul, ești nebun. Corect. La cap. Ce n-ai, mă? Hai că avem destui. Exact ca follow-uri și tăi. Asta că ți iese. O să-i rugăm pe colegi, dacă se poate, la montaj, să punem se un pic pune de acolo, desu, cum ai zis încet, că și ăștia mei sunt mai... Dave, D-A-V-E, D-A-V-E, S-T-A-N-C-Y. S-T-A-N-C-Y și fără nimic între el, nu? Fără. Adică fără Aron, fără... Pe YouTube e cu spațiu între Dave. Păi, ai și YouTube? Da. Tu că te... Am tot ce trebuie. Lasă-mă, mă-mi pace, bă, că nici eu n-am YouTube de ăsta, bă. Stimați-le spectator, cu influencerii după noi. Tu ești influencer de asta? Nu. Nu? Învață de la David Stanci, cu Y. Stanci, e cu bombe nucleare. Ia? Da. Nu, ia e o bombă așa nucleară. Așa mi-a zis mie în... Stai liniștit că e... Doamnelor și domnilor, în această seară, să învârtă roata puțin, Shondi și Daniel Crețu, ambii vii! Iulia Dumitrache și Hotplay, mulțumim frumos alături de noi în această seară. Să mulțumim Dumnezeu că n-au prins nicio nuntă, că de când au început evenimentele ăștia, numai pe la evenimente îi găsiți, nuntă, botez, cu metrii, cu nunii, să nu uiți să-mi dai banii de la nuntă. Spaga pe care ți-am dat-o, Iulia. N-a venit încă salariul, ce înțelegi? Te supăra, au trecut 2 luni de când a venit salariul. Deci... Trece-mă la caiet. Dragii mei, bine ați venit pe la noi. Bine v-am găsit. În cazul în care vreodată mă vedeți la vreun eveniment, nu luați banii de la mine, pentru că am să vi-i cer înapoi. Ok. În emisiune, da. Pe post. În emisiune, bine. Okay. Peste tot pe unde exact, pe oriunde... În emisiune e mai frumos. Peste tot, am să vă spun că mi-ați luat bani. Dragii mei, în această seară ați venit să câștigați. Da, am venit să câștigăm. Eu chiar am chef să câștig. Bravo.
Deci vreau să câștig. Ești pe... Da, pe o chef. Să dau din roata aia până câștig tot. Trebuie să și câștig. Mașină și de toate. Și bani și tot. De toate. Produse, faliment, tot. De toate, da. Fără faliment, fără faliment. Și faliment. Absolut tot. Pentru că au venit în această seară la noi în emisiune, au venit să lupte pentru o familie, pentru familie. Familia Bănică este beneficiară a programelor sociale ale asociației Hai să ajutăm. Dacă doriți să-i susțineți financiar, nu uitați că puteți face o donație chiar acum în contul afișat pe ecran și veți oferi copiilor, incluși în programele asociației, șansa la un viitor mai bun. Orice sumă este binevenită și noi vă mulțumim. Doamna Georgeta, sărut mâna, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Dar și cu Ciprian, salut tinere! Salut! În această seară v-am adus doi tineri în forță, au venit să lupte pentru dumneavoastră și am să vă las să schimbați câteva vorbe. Bună seara! Vreau Bună. Să vă spun că trebuie să aveți încredere în noi, că cu siguranță o să câștigăm. Ne dăm toată silința. Sigur, o să avem. Doamna Georgeta, dacă ar trebui rapid așa, dacă v-aș pune să vă alegeți două produse din vitrina noastră, de ce ați avea cea mai mare nevoie? Simplu, mașina de spălat și aragazul. Bravo, mașina de spălat și aragaz. Pentru aia ne luptăm. Mulțumim. Perfect. Dragii mei, să înceapă roata norocului. Runda întâi!
Să înțeleg că voi doi vă cunoașteți? De când eram mici, da. Da? Da, ne știi. Eram mici amândoi. Aha. Dar de unde vă cunoașteți? Ne-am mai întâlnit. Aha. Da. Domnul aici de față, stimați telespectatori, a lucrat la această emisiune, pentru cine nu știe. Era în locul Iuliei Dumitrache, știți? Adică el cu vocea și al prezentator. Dar era mai mici, de asta zic. Ne cunoaștem dar tot eu. Conjunctură. Și tot ea, asta zic. Ar trebui să te sperie treaba asta un pic. Auzi? Acum e doi, că e și cu cățelul. Mă amenință de 7 ani că mă dau afară. Și de ce? Eu i-am zis să aibă grijă că vine Cove. Unul dintre voi va trebui să înceapă runda întâi. Care este acela? Eu? Păi Șondi, da? Încep eu. Am multă Ovi, Șondi și Ana. Vă dau un puzzle de departajare. El arată așa. Avem și un domeniu. Ana, te rog. Domeniul este voce. Voce. Șondi, Ovi și Ana, vor apărea litere aleatoriu una câte una. În momentul în care vă dați seama de răspuns, trebuie să folosiți butonul din partea dreapta voastră. Ovi, o să te rog să stai în partea cealaltă. Bravo, ăla este locul tău. Șondi, mai în stânga puțin. Bravo și tu. Așa. În momentul în care ați apăsat butonul, îi veți bloca pe ceilalți doi, dar nu trebuie să vorbiți până în momentul în care eu n-am să spun persoana care a apăsat prima asta pentru a nu ajuta pe ceilalți doi. Ok? Da. Okay. 1500 de puncte am puse în joc. Sunteți gata? Perfect. Da. Numărăm toți. 3, 2, 1. Start! Voce, 1500 de puncte. Hai să vedem. Ovi, Șondi, Ana. Haide, stop! Era și foarte... Butonul foarte departe și... am avut în... Cine a apăsat? Voi. Noi. Perfect. Cine zice? Că microfon. Fără? Fir. Ăla microfon. Sigur. Fără păr poate să fie, exemplu, dar voi ați zis fir. Fără aer. Microfon fără fir. Este! Yes! 1500 de puncte aveți, voi veți începe runda întâi, iată puzzle-ul. Avem și un domeniu. Ana, te rog. Domeniul este reclame. Reclame. A, reclame, că-s mai multe. Reclame, da. Reclame, mai multe, mai pe nebunie. Dăm tare de dată, care vreți voi? Hai, Șondi, tare, cât poți tu de tare? 3, și... Doamna Georgeta, au început bine, doamnă. Eu am zis că am venit să câștig. Hai să vedem, fiți atentă. Prima consoană a serii, ridicăm plăcuța, dar nu uitați, pentru a păstra aceste plăcuțe, va trebui să-mi dați soluția. Atenție. Deci trebuie o consoană. Consoana. Corectă. Este. T. De la... Tată. Timp. Tată. Timp. Total. Este! Ăla-i. Hai, dăm de roată. Merge. De roată. Mai dă roată. Merge, merge. Dai și tu. Dau eu. Nu, merge, tare! Mai tare. Liberă la mare, stau cu tine la soare, ne iubim, venim să-i bucărbim, de nu mai sunt urmată cu mine. Deci cum era, eu să cad la pedeapsă și ea să fi dat... Galben la galben, trage. Era da. Bine, că făceam pedeapsă, era bine. Consoană. Galben cu galben. N, de N. La Nicu. Perfect. Dă-mi de rată. Te rog. Acum tot eu. Așa-ți băieții umblă numai după fete, roșcate blonde, șatene și brunete. Joker! Ce înseamnă asta? O consoană corectă și avem șansă dublă în această rundă. Jokerul vă salvează în cazul în care veți greși odată. Consoana voastră este... Consoană. C. De la Căcărezian, că toți se învârte pe aici pe-n platou. Bine! Să fie primit! Adunăm... Mulțumim! Hai, dăm de roată! Adunăm plăcuți!
Dă-mi de roată! Mama mia! Pedeapsa, da. Mamă. Dar bine, dacă facem așa o dată și așa. S de la Sorin. Sau de la Șon. Da, de la Șondi, că Sondi. Sondi, Șondi, hai. Este! 4300 de puncte. Puteți cumpăra o vocală sau puteți da de roată. Nu uitați, o vocală costă 500 de puncte, dar vă veți ajuta pentru a descoperi exact puzzle-ul. Eu zic să cumpărăm o vocală. Cea mai ușoară. Exact. Vocala A. Ăla-i. Ana. Wow! Oh! Ce facem acum? Dă-i de roată mai bine. Da, de roată, nu? Ce adunăm. Îi șoptește. Concentrat. Aută-l ce trist e acolo în spate, nu înțelege nimic. Credeam că îi șoptește asta, varianta asta. N-avea corectă. Cum. Şandi. Nu era corect. N-avea nu era corect. Cum. Exact. Şandi. Hai. 700 de puncte. Atenție mare. Ce, să mai luăm consoană. O vocală? Nu ai cum, trebuie să nu dai... Nu mai avem voie. Da. A, trebuie consoană acum. Exact. Ana, ce faci, mă? Cum te-ai apucat să mănânci în timpul emisiunii? Nu mai bursucule, stai un pic, că trebuie să fac o plasare de produse și... O ce, mă? O plasare de produse. Și tu faci la semințe, mă? Da, bursucule, la următorul podcast ce are? Dacă tantitanța din piață a vrut o plasare de produse, pot să o refuz? Ce, banii ei nu e buni? Nu sunt buni. Păi da, am încercat să vorbesc ca tantitanța. Am înțeles. Dar nu prea auzi nimeni de produsele astea, semințe. Ce să... E, n-a auzit. Toată lumea știe. Uite, am aici semințe de bancă. Păi pe astea le mănânci în parc pe bancă. E, uite, astea de dovleac sunt semințe de agățat. Cum o semințe de agățat, mă? Păi da, băieții stau în parc pe o bancă acolo cu picioarele ca nesimțiți, dar nu vreau să zic treburi din astea, și vor să bage în seamă cu o fată. Și cum te bagi mai bine în seamă cu o fată decât dacă o întrebi, fata, nu vrei și tu un pumn de semințe? A, sau hai la o sămânță, mai era sau pe vreo. Hai la o sămânță, da. Te bagi la o sămânță? Te bagi la o sămânță, exact, uite, așa începem sămânțarea. Așa, hei, măi, de unde a venit asta? Stai potolită, te rug eu cu reclamele tale mai zăpăcit. Mai prostii faci. Hai să-ți dau din semințele care le vând. Pe care le vând. Nu, pe care când mănânci prosciutto. Acum mănânci semințe, deci semințele care. Ai și păhărel de la cu vată? De la de lemn. Păhărel cu vată. Tu nu știi când se vindeau semințele pe stadion? Se punea în păhărel de lemn. Puneai vată în păhărelul acea ca să nu se vadă. În păhărelul ăla mare, toate te-a semințelui. Mamă, și acum știu de afacerea asta. Prea tinerică. Îmi dai și mie o consoană, da, că mă nu semințe da, degeaba. Da, vă dăm. P. Doamnelor și domnilor, până să întoarcem litere, avem aici primul invitat al podcastului nostru. Un prezentator în tendințe. A devenit cu semințe. Ce faci, bursucule? Cum mai ești? Cum merge treaba? E bă, de aici, bă, că nu stau eu la podcastul tău, bă. Lasă-mă în pace, bă. Doamnelor și domnilor, incredibil, s-a ridicat în 10 secunde. N-am apucat să-l întreb nimic. Bă, du-te, mă, și întoarce literele alea, că nu stau eu la podcastul tău, vezi de treaba, beci castul tău. Încerc să introduc și eu semințele astea, să fac și eu un ban. Poate te introduc eu în alt platou, te scot din platou ăsta, ia vezi de treaba ta și întoarce literele alea, că mă apucă nervii pe tine. Barnoschi? Ce așa pe aici, să cam strica treaba. Eden, nu te-ai trimit eu pe tine la negru să văd cum îi întorci tu lui cuvintele. Știi tu la jocul cuvintelor acolo, o să-i întorci, hai.
Du-te, las că te strig eu când am nevoie. Păi și la el e cu litere. Du-te, poate te iau la Bravo Astil, las că te sun eu. Stai liniștită. Îmi place să muncesc la negru că nu plătesc impozite. 5900, cumpărăm o vocală sau dăm de rată? Eu zic să cumpărăm o vocală, nu? Da, ce vocală? Ba da. Da? Da. Vocala O. O. O, te-a trimis înapoi? Mai departe, ce facem? Dăm de rată! Zana, eu te spun lui mama, ai fura banana, nu mă mai joc cu... Da, pare că ne-am vorbit. Da, e bine. Mai e puțin și vin locul meu de prezentator și... Asta nu e o problemă. Și eu tot așa? Așa, bravo, mulțumesc mult. Nu ajungem. Nu trebuie să... Doar trebuie să-mi spui că vrei, nu trebuie să insiști că... Și așa, vorba ce? 700 consoane. D de la Daniel. Când te-ai gândit tu la tine... Ia uite, dă 3 ori în puzzle-ul nostru. Asta zic. 7500 de puncte. 7500. 7500. Foarte multe. Da. Da, foarte. Adică... Dăm de roată? Dăm. Sau cumpărăm o vocală și încercăm să găsim puzzle-ul. Mai cu punctele astea mergem la vitrină și cumpărăm lucruri pentru doamna Georgeta. Mai vreau să vocală? Mai cumpărăm o vocală, vocala U. Am o întrebare. Când erați... Continuă. Când erați aici la emisiune, domnul Daniel, și da. O prestație... Nu aveam... Nu de asta. Nu eram atent. Făcea la fel la când, fel, de, când la descoperea puzzle-ul. Da. A rămas veșnic tânără. Ia uite, la identic. Fel făcea? Da. Da? Da, pe cuvântul eu meu. Eu ți-am zis că te-ai învechit, n-ai nimic nou. Caută și tu altă coreografie. E la fel de tânără, exact. Caut altă coreografie. Caută... Deci te-ți faci altfel când găsești puzzle. Caut alt prezentator. Ai mai căutat în ultimii 7 ani, dar nu ți-a ieșit. Deci noi știm soluția. Știm soluția. Putem să dăm soluția. Avem voie să dăm soluția. Mai ținut de vorbă, ne-au nenorocit ăștia. Asta zic. 7000 de puncte au. Le rămâne și de semințe. Da. Doamna bomboane Georgeta. Agricole le spuneam noi, să știi. Bomboane Ciprian. Agricole. 7000 de puncte. Am văzut. E, și eu. Mult succes. Doamnă, noi am venit aici să facem treabă, noi n-am venit să stăm. Am observat, am observat. Fiți atentă, doamna Georges. Dacă da. Îmi dau soluția corectă, fac 7500 de puncte, doamnă. Doamne ajută. Și astea le păstrăm, nu? Dar vreți să vă mai dau o veste bună, doamna Georges? Ia, spuneți. Ei au un joker. Știu. Știți ce se întâmplă acum? E poda de roată. Să alerge, de exemplu, după mașina aia, să ia a doua plăcuță, pentru că nu li se poate întâmpla nimic. Asta vreau să spun. Jokerul se păstrează și în tura care vine? Doar în tura asta? Da. Cine era la rând la roată? Nu știu cine era, de ce? Că nu tu ai dat 700, eu dau. Dau de roată? Deci continuăm, da? Da, mulțumesc! Aplauze, da. Continuăm! Fii atent, uite mașina acolo! Yeah, 300 consoană. Consoana L de la Laura. Perfect. Dă-i de roată, te rog. Dar nu uitați-vă, zice, mă, nu. Uitați-vă unde este mașina și încercați să dați după încearcă ea. Să dai după mașină. Dau până acolo, aoleu, doamne. Asta nu zic. Trebuie să dai cu forță. Nu da foarte tare. Da, așa. Hai, hai, dai, 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 dai. E bine. E. Yeah. Cu emoții, da e. Consoană. O zic eu, da? Zi-o. Maria, mamă. Hai. Dăm de roată, dă-i da? Tare, tare, foarte tare. Iese mașină, iese mașină, ie! Ia, ia! Ah! Nu-i mama mea! Nu-i nimic, data viitoare. 200, nu? Ne încălzim numai. R de la Radu. Mai este o vocală, mai dai o dată de roată, mai că l-avem consoană. Pe ăsta. O consoană, mă scuzați. Fii atent, trebuie să dați să se învârtă fix odată. Fix odată. O dai dată, tu sau deci dau de aici eu? Până încă o dată aici? Mai bine dai tu. Dau dai eu, tu. Nu? Hai.
N-a fost să fie runda asta, 300 de puncte. J de la Jana. E, și acum, doamna Georgeta. Da? Avem 8600 de puncte. Incredibil. Dacă răspunsul este corect... Cum ar fi să nu fie? Cum Daniel ar fi să nu fie? Și Shondi strâng 9100 de puncte. E corect, că n-are cum să nu fie corect. Le ținem, le ținem pumnii. Doamna Georgeta... Da? Eu zic să nu le ține și să le dați doi pumni în cazul în care nu răspund corect. Nu mai au cum, doamnă, și vă spun de ce. În cazul în care greșesc o dată, ceea ce e foarte e vorba există? Între noi. Nu avem jokerul. Există. Avem jokerul, doamnă. Da. Fiți atent, avem o treime din acest autoturism și 9100 de puncte. Daniel, Shondi, răspunsul vostru o singură dată, tare, clar și corect, este... Zicem pe rând ca să... Nu, unul singur, vreau spune-l, clar. Exact. Spune-l tu. Podcastul a cam ajuns o plasare de produs. Podcastul a cam ajuns o plasare de produs! Doamna Georgeta, mulțumim din suflet. 9100 de puncte, doamnă, luăm tot ce aveți nevoie din vitrina asta și mai mult decât atât, câștigăm și un sfert din acest autoturism. Mai avem 3 runde, asta înseamnă că o treime din acest autoturism. Asta înseamnă că din 6 plăcuțe, noi trebuie să mai adunăm doar 2. Doamne. Sunteți gata, doamna Georgeta? Da, Ciprian, sunteți pregătiți? Da. Vreți să mergem la cumpărături? Haidem. Hai la vitrină! Doamnă Jolă, ruda întâi, câștigată cu 9100 de puncte de acești doi indivizi, Daniel și Shondi, și o treime din acest autoturism. Așa că, doamna Georgeta, poate plecăm și cu mașina, doamnă. Doamne ajută. Dar până una alta, eu zic să luăm vitrina, nu vreți așa? Normal. Hai să o luăm. 9100 Haideți. De puncte. Cum acum 2 zile mi s-a stricat mașina de spălat. Bravo. Și este imperios necesar. Simțea nevoia de o schimbare, doamnă. No, da, probabil că... Știa că veniți la noi și a zis, sigur, are doamna da. Georgeta o mașină nouă. Mai funcționează ca televizoarele pe lămpi cu doi pumni. Corect. Da. Vă luați o mașină de spălat? Da. Cea de la Samus, da? Sigur. Mașina de la Samus de 2000 de puncte, bravo! Mai departe. Un aragaz. Foarte bun și ăsta de la Studio Casa, 1800 de puncte. Frigiderul. De la Albatros. Nu lasă gheață pe jos. 2000 de puncte. Un televizor. Păi da, 2000. Păi. Să ne vedeți mai bine, știți? Sigur. Mai aveți 1300 de puncte. Bun, și un telefon pentru Cipri. Un smartphone de 1300 de puncte merge de la doamna Georgeta pentru Ciprian. Se știe, adevărat, doamna Georgeta. Vă mulțumesc din suflet. Felicitări, Shondi, felicitări, Daniel. Mergeți la loc. Ăsta este doar începutul, doamnă Jolor. Doamna Georgeta și-a luat tot ce avea nevoie. Ciprian s-a ales și el cu un telefon. Se știe, iar noi mergem în runda a doua! Foaie verde de podcast. Ia vezi că ți s-a ridicat la nas, nasul jos. Că prea ți s-a urcat la cap, îmi spui mie că îmi faci de 7 ani. Runda a doua, dragii mei, Ana și Ovi. Am un puzzle pentru voi, puzzle-ul din runda a doua. Puzzle de departajare, el arată așa. Și vă spun sincer că ar fi trebuit să-i cer un domeniu, dar runda asta ne jucăm fără domeniu, că nu vreau să mai bag în seamă. Da? Nu. Ca să vadă că pot să fac emisiune și fără ea. Vrem. Că nu e atât de utilă. Ai înțeles? Bă, interesează pe domeniu. Poți ghicească și fără. Vrei să arăt? Vrei să arăt că nu au nevoie de domeniu?
Te uiți la mine de parcă morții cu morții vii cu vii, așa ești. Atunci mă apuc de podcast, Bursucule. Da, apucă-te, dragă. Uite, primul invitat. Așa? Ia. Șondi. Pe cine? Pe Șondi. Haide, Șondi, curaj. Ce, să aplauze pentru Șondi. Să mă duc acolo. Mă duc. Da, mă, băi, Șondi, stai, mă, că ne jucăm aici. Nu, mă, nu. Dai, mă, Bursucule, ce? De n-am fost niciodată, roata-i roată, dar se mai oprește. N-ai zis că nu te bagi peste mine? Șondi, te rog frumos, te invit la podcast. Eu m-aș duce pentru că n-am fost niciodată la niciun podcast. Chiar vreau să văd cu mâini. Stai liniștită, vin aici. Eu vin. Vin. Am semințe, am apă. Mamă. Și exact în momentul în care începusem să am autoritate, pe fundal. Și eu, părea că mamă, deci am pus-o la punct. Am părea că, mamă, cum eu... Și pleacă invitatul, ești nebun? Așa, Șondi. Da, bună. Hai să ne întoarcem la ale noastre, da. Că până la urmă să nu trebuie să ne fost, abatem ne de la programul nostru. Da, bun. Intru direct în pâine, da. Că mă mai deranjează Bursucul, ci că filmează și el roata pe aici, pe lângă mine. A. Așa, eu eram invitată la roată, dar am zis că și la podcast aș vrea să merg. Lasă și am venit roata, aici. Că aia o să fac două așa, într-una, pretext. Cum ar veni. Exact. Nu? Așa. Da. Cum ți se pare Bursucul? Mie mi se pare o persoană foarte frumoasă, de treabă, talentată. Superb, superb. Și dacă n-ar fi aici? Dacă n-ar fi aici? Dacă n-ar fi aici? Nu, că te mănâncă la opinci. Simt eu că aia simți rost de plecare, pe cuvântul meu, dacă nu insiști. Cred că plec și eu dacă... Azi cred că e de eliberare, nu știu de ce, dar... Simt că se eliberează un post. Dar la roată cine... Cine-i ce? Tu cu cine-i treabă la roată acolo? Cu mine ar fi trebuit să aibă. Corect. Cine e mai frumos la roată, eu sau Bursucul? La roată? Da. Păi, pentru că sunteți și o femeie și un bărbat, cred că producția de aici a ales cea mai frumoasă femeie și cel mai frumos bărbat. Ai știu să te scoți. Adevărul e că în relația noastră, în relația dintre mine și Ana, ea chiar este un bărbat frumos. Uite, apropo de relația dintre noi doi, de ce crezi că mă tolerează Bursucul de atâția ani? Oare mă iubește în secret? Nu, contractual. Scuze, nu mi-a venit. Să spun, cine nu te-ar iubi? Hei, mai știu eu pe cine. Care îi face zile fripte, dar n-are rost să... Cred că tot din dragoste. Hai să jucăm un joc, să ne detensionăm. Trebuie să mâncăm semințe, să mă simt așa mai în... Uite, ce-ai zice să jucăm tabinet mecanic? Aoleu, ce-i ăla? Îți explic imediat. Hai. Zi un număr între 1 și 10. 5. 6, te-am bătut. 7, te-am bătut. Vreau să mă duc la rată. Mă duc la rată, că nu-mi place la podcast. Asta nu este podcast, asta e bătaie de joc. E stricat. Cum să vorbești așa? N-are... N-are niște întrebări pregătite. Nu-ți cunoști invitatul. Nici nu știi unde s-a născut și tu vrei să iei interviu. Unde s-a născut Șondi? Doamnelor și domnilor, orice ar spune Bursucul, facem un podcast senzațional. Abia aștept să vină următorul invitat. Și acum pauză. Roata. Dăm domeniu că te... Bursucul, ai legătura. Zi domeniu că te leg eu de scaunul ăla. Domeniul este personaj. Ovi și Ana, doar voi doi. Litera aleatoriu, aveți buton, da, 800 de puncte am pus în joc. Atenție, start! Hai, personaj. 800 de puncte, personaj. Haide, stop! Mâncați-i și gura, era să-mi dărâm birou. Mama, dată m-a zgudit și pe mine. Poți să spun? Ești venit de pe TikTok, normal. Invitat special. Cum ești tu azi la noi? Corect. Ai văzut? Ia! Ovi, avem un puzzle pentru tine, puzzle-ul din runda a doua, iată-l. Avem și un domeniu. Domeniul este logore. Ovi, fanii tăi de pe TikTok se uită la tine. Hai, 3, 2, 1 și... Încolo sau încolo? Așa. Așa, da?
Tare! Acolo! Haide! Nu cred! Nu trebuie să te sperii, este doar o pedeapsă pentru oamenii ce te urmăresc pe TikTok și nu numai. O să obișnuit, poți, nu o să poți face multe vizualizări din momentul ăsta. Avem 3 plicuri pentru tine, 1, 2 sau 3? 1. Bun, hai să vedem. Ți-au căzut ochii ăia, bulbucați. Păi da, pentru că aici scrie umple sticla fără să o atingi. Ce sticlă? Eu de obicei golesc sticle, nu le umplu. Și cu ce să umple? Păi de asta bulbucam și ochii. Poate are Gabi ceva pregătit în spate. Ovi, te rog să mergi în centru. Te așteaptă Ana. Va trebui fără mâini. Așa. Să bați sticla în apă din mișcare. Și picior? Trebuie să umpli toată sticla cu apă. Cu piciorul, pot? Cu ce cu piciorul? Cu unul dintre picioare. Doar te apleci, mă, și intră în sticla. Păi nu intră. Dar lasă-l, dacă el vrea să bage și piciorul în apă, poate să-l bage. Noi nu ne supărăm. Hai, Ovi, 3, 2, 1, muzică, bagă. Toată sticla plină cu apă. Toată? Mai ritmat un pic, mai ritmat ca să... Poți să fac așa? Poți să faci ce vrei, mă, tu. Ah, ok. Un pic de apă, dacă a intrat, e perfect. Poți să pun una pe altă, da? Nu pe o piață? Asta e, zic cu fundul, soapă! Bă! Hai, mă! Dar împinge-o, mă, puțin cu piciorul, dai voie. Păi nu... Bă, ajută-mă și pe mine. Nu merge, alta, next. Dai, mă, cum să nu meargă, dacă noi am încercat, merge clar. Gabi le încearcă pe toate. Vezi să nu scadă telefonul în apă. Nu cade, că-i... Nici pe ață nu poți bă una? N-are cum, e imposibil. Nimeni nu poate să facă asta, nimeni. E imposibil, mă, până dați-mi e imposibile. Gabi a reușit? Când? Noi nu facem niciodată ceva ce nu iese. Deci, atenție, nu ai voie să pui mâna. Pe sticlă. Dar pe asta am voie să pună, nu? Bineînțeles. Dacă varsă găleata pe el, râd, mă arunc pe roată. Stai, mă, acolo, mă. Asta n-a reușit-o nimeni pe TikTok. Nu. Next, altceva, că nu. Așează-te cu picioarele între. Lasă sticla căzută în apă. Așa? Lasă-o jos căzută în apă, calvă. Scoate-ți ochelarii. Și împinge sticla cu ochelarii puțin. Aaa! Păi am voie cu altceva? Păi ți-am zis, n-ai voie să pui mâna. Nu că se udă. Nu, mă, doar împingi cât să ia puțin apă. Păi da, trebuie să fie full plină. Păi da, doar dacă ia puțin apă se duce. Bursucule, să n-atingă apa cu ochelarii, că o să fie apă chioară, te rog. Hai! Ajunge, gata. Haide! De acum merge ușor. Aie!
Stimați telespectatori, pe Ovi l-a trecut astăzi. L-am lăsat să se elibereze puțin de stres. A, ai început să te prinzi. Ia uite că merge. Doamne și domnule, aplauze pentru Ovi! Și deja e jumătate. Puteai până la capăt. Ți-au crescut urmăritorii, să știi. Da, au zis că data viitoare să încerci cu un borcan de murături. Hai, dă-i de rată! Mă iubește cu femeile și e moarte tu pe mine. Una rece, una caldă, 1500 de puncte, cele mai multe puncte de pe rată și nu ai nicio consoană folosită, o consoană bună care se repetă de mai multe ori ne îmbogățește, iar consoana ta este... D de la Dave Stancy. Ia! Bun, 3000. Dăm de o rată. Roma d'oro chi va d'or e lumina stellelor. 500 de puncte, consoană. Bune și alea. C. De la creion. Da. Bun, hai. Studiezi degeaba, nu poți să-ți dai seama de pasul ăla, dă-i de roată. Corect. Crede-mă. Mă-ntorc la tine iar și iar, mare albastră. 700, hai! Consoană, da? R? Am doar una. 5500 de puncte. Cumpărăm o vocală sau dăm de rată? 5500. Hai. Vezi că așa au dat toți faliment. Mai învârte, Doamne, roata, să mai văd odată soarta. Oh, ho, ho, 1500. Hai, Ovi, consoană, da? Bună. L. Doar una. Ai făcut 7000. Cumpărăm o vocală sau dăm de rată? Dau de rată. Dă-i. Are tu pe eu dacă îi pică numai câte 1500. Dă-i. Țărâncuță, țărâncuță, cu bujorii în obrăjor. Joker! Și uite cum ușor, ușor se pare că în această seară este o ediție în care dăm foarte multe puncte. 9100 au câștigat Daniel și Shondi și tu ai 7000 și poți lua Joker. Consoana ta este? U din A. Bravo! Dar Dumnezeu sănătate! Dar noroc! Bravo! Ce-am făcut? Bravo! Dăm voie să... Bravo! E perfect! E perfect! A, trebuie să dau un timp, nu? Sau cum? Ce-am făcut? Consoana ta este... Gâdina, ce? Consoana. A, ah, nu poți să zici. Poți să zic alta? Cum te găsesc ăștia până? Zi. De ce? O să fii celebru cu momentul. Acum o să fie viral. O să fii viral. De partea asta trebuie să o pună pe TikTok neapărat. Așa. E consoană? A, e vocală. Lasă că o să te lipească acolo, lângă Lino Golden. Lino, dă-mi o consoană, mă. Așa e tu. Bravo. Când să lauci eu 7000 Joker, zic nenorocești. Mă încurc și eu, ce să fac? Adevărul e că alfabetul ăsta nenorocești. M-am obosit acolo. Adevărul ăsta este, ce să... Ui. I din A a cerut. Da. A de la tine, de la Ana, hai! Fetițe dulci din București, în toată lumea nu găsești. Nu. Co... Consoană, voiam să fiu clar. N. A, când dădeai pe ăsta la 1500... Săreau paginile de socializare. Oh, eroina, oh, oh, eroina, oh, eroina mea. Ah.
I-a revenit zâmbetul. Altfel se uită acum la tine. Ce joacă a mea. Consoană. S. Dar nu vrei să pui de la numele lui deloc, nu? S de la... Hai, poate scap vreun Sorin, să vezi ce... Sau vreun Sandu. Hai. Ai 2700. Cumpere vocală sau dai de rată? Dau de rată. Dă-i. Tare. Și încă o dată noi gândim la fel, iubim la fel, simțim la fel, și nimeni n-are cum să ne dubate, nici lumea nu mai pare mare. Mamă, 10.000 de ronchești! Uăleu! Uăleleu, mă, mica mea, vine bogăția, băi! O ia de nevastă, gata. Mamă! La banii ăștia nici nu mai are nevoie să iei tu inel, că și le ia singură. Vorbesc cu tine. El a zis, poți și cu mine acum. Patru frigidere și cumpără de manești. Nu e ca și cum aș pune presiune. Am nevoie de o consoană, ridic plăcuța, ținem banii lângă noi, dacă îmi dai soluție, arunc cu ei în aer. Consoană. Nu te grăbi! Uită-te în ecranul de jos, da. Vezi ce consoane s-au folosit. Logore este domeniul. Apropo, tu ești aia care vorbește mai mult în casă sau eu? Eu. Tu, deci tu ai logore. Se potrivește domeniul. Consoana este... Tu. De la... Să nu zici tu, Dor. Taur. Taur? La cine te-ai gândit? Este! Zece mii de roni, am luat plăcuța, am aici valiza. Cumpăr o vocală. Te-ai tensionat brusc. Presiunea banului. Vocala ta este? E. Ai, lasă. De două. Mai luăm una? Da. A. 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 Pac, 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 pac. Mai luăm una? Mai avem, mai avem punct, 1700, dar nu ne mai trebuie punctele acum, ia uite. Cheșchirei. Să-ți fac un pic de vânt? Zi, dăm de rată sau cumpărăm vocală? Dau de rată. Hai, vezi că dacă ai dat faliment, am închis valiza. Tare! Ține, ține suspansul, ține. Te uiți la emisiunea noastră? Oh, mai uit. Din când. Deci înseamnă powerplay? Da. Știi? Da. Adică știi că e de bine? Da. Atunci o să strigăm powerplay! Te-am mai adus 3.000 de ronchești. Să fie aici pe bogăție, să fie pe milioane. Și uite, așa te vei despărți după emisiunea noastră la banii ăștia. Fii atentă ce se întâmplă. Timp de un minut dai de roată. Da. În momentul în care roata se oprește în dreptul punctelor, doar în dreptul punctelor, 1.700, 300, îmi spui o consoană. Că e corectă, că e greșită, nu contează, dai mai departe, adunăm puncte, dă-i, timp de un minut. Da. În ultimele 10 secunde, 5 secunde te voi întreba. Ana, știi soluția? Dacă tu ridici mâna și spunem stop și îmi dai soluția corectă, da. În această seară câștigăm 13.000 de roni cash. Ai că 4, n-ai pus presiune. Ai 4-5 consoane pregătite? Da. Nu trebuie să dai tare cu roata,
poți să dai mai încet. În momentul în care roata se oprește în dreptul punctelor, doar în dreptul punctelor, îmi spui o consoană tare. Da, da. Ok? Da. 3, 2, 1, start! Prima. V. V pentru 500, dă-i. Perfect, ai dat. Excelent, las-o. Dă-i. Zi. Ș. Ș pentru 500, dă-i. Mai uită-te în puzzle din când în când. Ț. Ț pentru 800, bravo. Dă-i. Mai uită-te în puzzle. Glogore este domeniul. M. Zi. M. M. Dă-i. Dă-i, dă-i, M. Vezi că a apărut de două ori. Zi. J. J, hai. Uită-te în puzzle. Vezi dacă încerci să-ți dai seama. Logoree. Dă-i de roată. Mai avem 17 secunde. Z. Z, dă-i de roată. Dă-i de roată. Zi. Știi soluția, da sau nu? Nu, nu știu soluția. Zi-mi consoană. Au trecut cele 5 secunde. În momentul ăsta, cei 3.000 rămân la mine. Da. Dar mai avem 10.000 de RON în joc. Da? Rămân doar cei 3.000 la mine. O să cumpăr o consoană? O consoană? O vocală? O vocală. Stai să vedem, să-ți spun că ai câștigat 4.400 de puncte. Power play! Ana! 4.400 de puncte. Am pierdut doar 3.000 de RON, dar avem 10.000 aici pe masă și poți cumpăra o vocală. Vocala ta este? I. Mai cumpăr o vocală? Zi. O. Nu există. Știi ce înseamnă asta? Gata, știu ce. Știu soluția. De ce te grăbești? Banii ăștia rămân la mine. 10.000 de RON cash, Ana. Avem o singură variantă de a câștiga bani. Șondi și Daniel au 0 puncte. Dacă ei vor greși, vom ajunge la Ovi. Dar nu vom greși. Dacă Ovi va greși, mă voi întoarce la tine. Este singura ta șansă de a câștiga acești bani. 10.000 de RON cash. Ceilalți jucători trebuie să joace pentru tine. Daniel, Shondi, Shondi, Ovi, doar voi puteți juca pentru cei 10.000 de RON, adică puteți greși și să reajungă rândul la Ana. Dacă zicem noi soluția, nu luăm noi banii? Ba da, luați 500 de puncte. Dar, 500 de puncte. Dar sunt 500 de puncte. Asta înseamnă că puteți da de roată, măcar roată. După mașină. Dă-i de roată, da, mașină. Faceți puncte. Hai, ha. Uitați mașina acolo, trebuie să dați mai tare, 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 tare. Cine m-a făcut? ...800 de puncte. B. Este. Hai, Daniele. Uite acolo mașina. Hai, după aia. Na, 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 na. Vine doar când vrei tu, mai vine și când nu-ți trebuie. Acum ai vrut niște puncte. Fiind disteț, păi da, dar o să iau consoana care este o singură dată. Da. Ca să o păstrez pe cea care e de două ori la puncte. Deci o să spun H. Este! Uu! Hai, Shondi, dai de rată după trage. Mașină. Hai. 1.500, mașină. Bine.
Și Ovi era la un ac să ne întoarcem la tine. 7000 de puncte ai. 500 doar pentru voi. Consoana care se repetă de două ori, spune Daniel, este... Daniele. Daniele, tu. Eu zic, nu? Normal. P de la puternic. Este! Dai soluția tu, da? Și din momentul ăsta nu mai există consoane. Dați soluția? Avem, da. Păi noi n-avem încotro. 1800 de puncte. Cu o soluție corectă facem 2300. Și dacă Georgeta, corect, avem. Ciprian, da? Se pare că în această seară norocul este de partea voastră. O singură dată, tare, clar și corect. Uite la mic cum ține, vezi? Ne ține pumnii. Spune, Jondi. Când bei un pahar de vin, taci la masă mai puțin. Corect. Când bei un pahar de vin, taci la masă mai puțin. Georgeta, da. 2300 de puncte, da sau nu? De puncte și mergem la vitrină! Doamne, celor runda a doua câștigată tot de Daniel și de Șondi. Bineînțeles! Norocos! 2300 de puncte. Doamna Georgeta, am auzit? Da, vă aud. 2300, doamnă. Robot de bucătărie. Foarte bine, Albatros, 300 de puncte. Cuptorul cu microunde. Albatros, 500 de puncte. Sandwich maker. Sandwich maker de la Albatros, 100 de puncte. Aspiratorul. Un aspirator Studio Casa, 600 de puncte. Expresor de cafea. Studio Casa, 500 de puncte. O cană electrică. Studio Casa, 100 de puncte. Și un fier de călcat. 200 de la Albatros. Astea și sunt multele, doamna Georgeta. Cu super. Mare drag, stați, că abia suntem la jumătatea emisiunii. Șondi, da, te-ai dus, pac. Daniel, te-ai dus, pac. Iar noi, doamnă Jonă, și cu dumneavoastră. Cuba, Cuba, Cuba. Urmează runda A. A de așa să se vadă, ca și cum am dat cu telespectatorii. Dă-i tu cu mâna așa, așa, așa. A, runda a treia. În primul puzzle de departajare au răspuns corect. Noi. Bravo. În cel de-al doilea pază de departajare, răspuns corect? Ovi cu Y? Ovi care că a dat Ovi de centărâne birou. Nu mai avem pază de departajare. Relaxează-te, încep direct cu tine. Nu-ți mai trebuie nimic. Uite, o să iau gențile astea de aici. Că ia-le că o și intimidează gențile. Le pun înapoi. Poate cine știe, până la finalul emisiunii se mai întoarce norocul. Da, fii atent. Cred. Îți dau un puzzle frumos. Păi, și la noi la emisiune e cam viață. Nu te-am pus eu să-l alegi. E cu ghionoaia după tine. În privire, păi dacă el nu ți-a zis nu. Ce să, nu te-ai uitat la el deloc. Ăsta este puzzle-ul din runda a treia. Avem și un domeniu. Domeniul este podcast. Iar? Luăm de la cap. Nu ți-a trecut. Schimbă-mă domeniu. Mai diversifică și tu. Mai... Uite în runda a doua. Ai stat cu minte. Bravo! Oamenii cu emoții podcast, aici. Podcast, măi, bursucule, tu n-auzi podcast? Da, dar ești absentă rău, așa. Să știi că mi-a plăcut runda a doua. E, bursucule, nu vreau să-ți zic. Deci mă gândesc la noua plasare de produs, că trebuie să-mi scot și eu banii pe episodul ăsta. Și ce mai vrei, dragă, să plasezi? Am brânză, bursucule. Vrei să-ți o arăt? Uite aici, am brânză pe masă. Și tu faci reclamă la brânză în emisiune, mă? Bursucule, dacă se plătește bine, normal. Și ce reclamă faci tu la brânză, ia? Da, mă, lași să-mi fac reclamă? Da, mă, doamnelor și domnilor, incredibil! În podcastul la Ana Maria Brânzovski avem brânză Telemea. Nu te mai uita așa. Avem și brânză Burdu, de miroș până la ciuf. Brânza Anei e cochetă, fabricată în șosetă, o țin în mână 5 minute și mâna 3 zile pute. Avem și brânză topită,
cu miros slab de copită. Băi, băi, plus că nu înțeleg dacă tu îți faci reclamă sau antireclamă. Asta e. Reclamă, bursucule, care? Stai că mai am. A. Deci, avem brânze camemberturi de prin pantalon 3 sferturi. Băi, Barnoschi, măi, mamă, măi, măi! N-am găsit altă rimă. Băi, te rog eu. Nu îmi cumperi telemea să te duci în... Stai să nu scap brânza. Da, să nu se ducă nimeni nicăieri. Du-te tu la panou. Du-te, că Doamne ferește. Ma. Ana. Da. Te rog, dă-i dorată. Scoate-ne din zona periculoasă. Tare. Ia cu tine și inima, inima mea. Și ascund-o în bagaje pe undeva. Ia-o cu tine acolo, în America sau în Asia. Domnișoara Ana, din partea Anei, pentru Ana, avem 3 plicuri. 1, 2 sau 3? 2. 2. Prinde cel puțin 10 bile de la cei din public în coșul de pe cap. Hai că nu e grea. Nu e grea. Merge acolo, te rog. Va trebui să ții coșul pe cap și publicul va arunca pe rând, nu toți odată, pe rând. Hai să ne dăm noi mai într-o parte, da, să nu ne nimerească pe noi. Și atenție, începem cu rândul de sus, uite, domnișoara negru, poți să te ridici cu maletă neagră, 3, da, tare, da? 2, 1 și... Haide, e bine! E bine, bine! Aoleu, excelent! Hai că ea aruncă bine de tot! Următoarea, hai! Una! Două! Trei! Excelent! Hai, iubi! Mamă, mamă! Patru! Și, oh! Pară! Oh! Cinci! 5! Next! 6! 6! 6! El o încurcă! Hai, hai, hai! Bine! 7! 8! 8! 9! 10! A sărit, a sărit, a sărit! 9, 9! 10! 1, 2, 3 și... Jos! Aruncați! Da! Perfect! Cu cât... Inițial am zis că o încurcă. Ce? Cu o încurcă, mă? Așa mi s-a părut. El așteaptă de 6 ani să arunce cu ceva în ea. A venit momentul. Ana, dă-i de rată, hai! De puncte, draga mea, consoană. C. Hai! Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă nascolesc, nu mai rezist. Mașină, consoană. Nu. Bine! Hai! Dă-i și tare! This girl is on fire. This girl is on fire. Nici mașină, nici joker. Nici joker, da.
tu. Okay. E bine, hai! E bine. Vine zâmbetul, ușor, ușor. Da, da, chiar 1500. Da. 1500, hai. Nu te grăbi. S. S, dacă avem S de mai multe ori, îți revii total. Ia să vedem, S. Bun, și așa, 1500, sunt buni și ăștia. Cumpărăm o vocală sau dăm de roată? Dăm de roată. Hai. Like a virgin. Mie de puncte, consoană. D. De la dragoste. Și de așa am făcut 4000. Dau de roată. Dar vreau să dai tare, te rog. $200 de puncte. Ai 5 secunde. P. Una cu una, cu una, cu una. Hai! We are family, and I got all my sisters with me. 300. M. De la mașină. M. Cumpere vocală? 4500. A. A? Vocala A. Nici la vocale n-ai noroc? Poate totuși spargem gheața, mai cumpărăm una sau mai dai de rat? Mai cumpăr una, vocala E. E. Parcă puțin mai bine. Ce facem acum? Dau de roată. Hai. Tare vreau. $500 aproape de staiotură. Consoană. Dacă le-ai și zis pe toate că s-a dus și alfabetul, ce-i drept? Exact. B. Da, eu... B. Patru mii. Eu spun sincer, eu nu m-aș mai juca la alfabetul ăsta. Păi ce, l-ai folosit pe tot și tu știi, e golă la acolo. Nu, e, nu, ai dreptate. Încearcă și tu cu Dalea Răbești. Cred poate că... ți-a făcut vreo fentă sau ceva. Da. Cumpere o vocală să te mai ajuți? Data da. Trecută ai luat O și s-a dus... Da, acum poate cine știe. Da, O. Asta, vezi? Insistă. Eu zic să te duci până la capăt. Pa. Mai luăm una? 3500. Să mai iau când... Vocala O. Dau de roat. Spun pe cuvânt că acum și eu mă simt prost. O să-i cer pe ăștia ai mei care au făcut pazul ăsta pe cuvântul meu, dacă nu. Dai de roată? Da. Nu, 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 nu te vreau descurajată. Orice ar fi, mergem înainte. Vrei să-l chem pe la mic, poate te ajută el. Da. A fost și ultima oară când te-am întrebat, de două ori te-am întrebat, de două ori m-ai refuzat, la revedere. Dai de roată, hai. Singură. Niciodată să nu spui, niciodată. Ei, nu mai vrea să stea acolo. Da, nu mai. 300. Știi că tu o să joci, o să le faci puzzle-ul ăla și iau ăștia cu 500 de puncte. Da, îi da, simți? Da, da, îi simți. Abia așteptăm. Da. V. V. V.
Sau că vreau să-mi fii cuțitul în rană, dar știi cum era ăsta la 1500? Na. 4500 dintr-un voc, altfel vorbeam. Așa, adun și tu, 3 ori, 3, 900. Dar totuși avem 3900, putem lua o vocală? Să mai deschide puzzle-ul, nu uita, podcast este domeniul. Ia, știi vreau soluții. Vreau să iau vocala I. Bravo, gata, ți-ai dat seama. Ia, vezi mă că... Ia, vezi mă, aplauze pentru Ana, că și-a dat seama. Ia, fii atent aici, I. Este! Dau de roată. Dă-i de roată, că acum te-ai prins, poate vine la mare, mâncai aici gura lui de 1500 tare. În ziua în care, asta e, Omaru! Vreau să fiu doar un mare care, să dăruiesc la întâmplare. Concentrează-te, nu-l da pe ăla care se repetă de mai multe ori acum, că poate mai dăm o dată, știi, și înțelegi? Hai, dă-i, zi. Hai, dă-l. R. Ăla n-am e. R. N-am ce să-i fac. De trei ori. 4300. Și o treime din acest autoturism. Mai cumpărăm o vocală, îmi dai soluția sau ne mai jucăm la rată? Cinci. Patru. 3, 2, trebuie doar să-mi spui ce vrei să faci. Dau de rot. Așa. Tare, foarte tare. Come on, yo! Deja vorbim cu bogații. 800 de puncte, concentrează-te. Și acum e acum că îmi trebuie consoana aia. Pe care nu știi că te-am simțit. Nu înțeleg de ce ai dat de roată. Ana, dă-te așa că nu nimerește consoana aia și mă apucă nervi. Fă. Nu e. Dacă nu e fă, mă arunc o rată. Tot nu știu. Tot nu știu. Vino-mă cu mine, mâncați ești gurat. Vino-mă cu mine. Vino-mă, mâncați ești gurat, că ai pierdut 10.000 de ori. Stai aici. Am că e ușoară. Nu mai vorbiți, vă rog. Vino-mă aici. De aici se vede mai mare. Da. Da. Ia-o încet. Da, gata. Și ai prins? Da. Măi, ducă, dacă nu chiar să-mi... L-a auzit ce a zis? Da. Nemernicu. Să... Da. Chinta asta. Da. Să mă țin bine, auzi. Zoe, fii bărbată. Fii atent aici. Stă-l pe ăsta, a transpirat tot. Ești gelos că țin de mână. Ana, da. Îmi poți da soluția și poți câștiga 5600 de puncte și o treime din acest autoturism sau mai dăm de roată, mai adunăm puncte, asta înseamnă că riscăm să dăm faliment, să pierdem tot, sau mai cumperi o vocală. Dau de roată. Ce-a făcut? Dau de roată. Unii oameni e ambițioși. Mi se pare normal. Bravo. Aplauze pentru Ana. Tare. În rândul patru, banca de la geam, e un pui din viața mea. În rândul patru, locul de mirea. Și acum ar fi frumos să-mi spui consoana greșită. Z. Păi ziulică zi, așa, dai, diri, dai, rai, 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 măi. Zi!
Este! Dau soluție. E, pe cuvântul tău. Din momentul ăsta nu mai există nicio consoană. Tu ai 5900, ai putea face 6400 de puncte și, bineînțeles, o treime din acest autoturism. Ana, o singură dată, tare, clar și corect. Vreau să aud fiecare literă corectă. Dacă vei vorbi prostii, mâine în ziar vei fi. Dacă vei vorbi prostii, mâine în ziar vei fi. Crezi că ar putea fi vreo greșeală pe undeva? Ai, te rog, nu. Te întreb, crezi că ar putea fi? Nu cred. Adică unde să... Unde ar putea fi greșeala dacă ne uităm la... Ana. Ai. 6400 de puncte. Îmi pare bine că ai câștigat. Ana, 6400 de puncte, da sau nu? Bravo! Este! Ești praf de la emoții. Ai o treime din acest autoturism și 6400 de puncte. Hai la vitrină, bravo! Doamnelor și domnilor, runda a treia câștigată de Ana. Foarte multe puncte, draga mea, de la o stare la alta. N-ai știu dacă a fost bine sau nu, dar spun eu. Avem o treime din acest autoturism și 6400 de puncte. Hai să începem cumpărăturile. Am venit la piață. Un televizor. 2000 de puncte, bravo! Așa. Pentru mami ai spus? Pentru mami un cuptor cu microunde. 400 de puncte de la Samus. Așa. Pentru cealaltă mama mea, un cuptor cu plită. Un cuptor de 1500 de puncte și o plită de 700, adică 2200, ambele de la Samus. Așa, o mașină de spălat. Albatros, 1400 de puncte. Un cafetiero. Filtrul de cafea ăsta. Filtrul de la Taurus, de cafea, da? Da. 150 de puncte, 250 de puncte. Am un robot de bucătărie, vrei? Ăsta de la Taurus? Da. Perfect, 250 de puncte, astea sunt punctele, Ana, bravo! Mulțumesc! Uite la locul tău! Iar noi, doamnelor și domnilor, mergem mai departe! Fuga, 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 către runda a patra! O luăm de la început, pază de departajare, ia uite-l! Toată lumea joacă, Ana Domeniu, te rog! Domeniul este pregătire. Pregătire. Butonul, Ovi, se uită fanii la tine. Fii cu noi. Atenție, toată lumea joacă, da? Butonul, Ana și Andy, toată lumea pregătită. 3, 2, 1, start! Hai, pregătire. Pregătiți-vă să-mi dați răspunsul corect. Top! Ovi. Tu întâi zâmbești și după îmi spui, aia e așa un... Se vede că e pe internet, știi? Ai dat play? De la live-uri pe TikTok. Da. Pac, live-urile frumos, se schimb fața. Hei, 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 oameni... Bună seara, dragii mei! Bună seara, dragii mei! Răspunsul meu pentru a începe runda a patra este... Poți să-l spun? Vrei să-l spun eu? Ediție înregistrată. Ediție înregistrată! Este! Spargem? Le luăm tot? Îi omorâm runda asta, te simt. Da. Îți dau Doamne un puzzle ajută. Super ușor. Puzzle-ul din runda a patra, iau-te-l. Hai că nu e greu. E ușor. Îți dau și un domeniu. Domeniul este monetizare. Monetizare. Și acum, dă-i tare, de roată. Și... Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, cheamă și pe mine. Oh, power play! So good, so good. I got you.
Rui! Fii atent aici, 60 de secunde okay. Doar ale tare. În momentul în care roata se oprește în dreptul punctelor, doar în dreptul punctelor îmi spui o consoană. Okay. Chiar dacă e corectă sau greșită, merge mai departe. Nu trebuie să dai tare de roată. Da. 5-6 consoane, da? Da. Start! Prima consoană este... D! D, D, D! Hai, pentru 400! F! Pe F, F pentru 500, hai! Zi! C! C! Hai, pentru 300, dă-i, tu nu sta! Zi! F! Ai mai zis alta! L! L! Hai, pentru 700! Zi! S! S, dă-i, pentru 500, e bine! Mai ai 20 de secunde! Zi! R! R pentru 800, foarte bine, hai! Dă-i de rată, dă-i de rată, dă-i de rată, dă-i de rată, nu sta, mai ai 9 secunde. Zi! R! Hai. V, V, V! Hai! Pentru 700, V! A rămas acolo și... Ai văzut cum a rămas sacul? Uite-și! N-am mai vrut să cobor. Da. Ce să-ți fac? Ai fi putut să adun și tu mai multe puncte. Ai spus ceva consoane. Monetizare este domeniul. Dar ai adunat 4700 de puncte. Power play! E bine. E foarte bine. E foarte bine. 4700 de puncte. Hai, dăm de rată sau cumpărăm o vocală? Cumpăr o vocală. Zi. Zic vocala? Ești împotriva mea, mă. Am senzația că nu vrei să te joci cu mine și încep să plâng. Vocala ta este. A. Bun. Mai dai de rată sau mai cumpăr o vocală? Mai cumpăr una. E. Bă, emoții, mă! Băi, Ovi, tu stai aici. Ai emoții? Da, normal. Păi cum și acolo când faci live-uri, tot așa ai emoții? Acolo sunt în largul meu. Acolo e la el la casă. Păi în largul tău, bă, simte-te, bă. Vrei să te dezbraci în kilos, te simți relaxat? N-am făcut striptease mai devreme. Pe acasă așa se stă, știi? Stai la bustul gol, stai cum vrei tu. Ce vrei să facem, să te simți ca acasă? Nu te uita la ea că ea a venit cu iubitul. Da. Să mai cânte ceva, o melodie. Sau, vrei să-ți mai cânte cineva? Da. Bine. Copii? Da, da, tu. Șondi, te rog. Da. Ai acolo un microfon de live, fă-l pe un fericit să se relaxeze. Fac. Că la el acasă, la el acasă așa muzică, se întâmplă, da. El când e încordat, îl mai sună pe Minune, pe Vigelie, pe ăștia. Îi cheamă acasă să-i cânte câte o melodie. Acum o să te cheme și pe tine. Doamne și domnilor, live pentru Ovi și pentru toți telespectatorii, Șondi. Au, ce frumos! Nu-ți cântă orice! Ia-uzi! Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. Tu te vedeți! Io oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta un po' che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Amore, vai presto, io non esisto. Se tu non arrivi, io non esisto. Non esisto, no, non esisto. Sau cântăm și de dans. Putem să cântăm și de dans. Și puțin de dans, da. Puțin de, da, să... Una matina stai, tata! Mi sono svegliato. Oh, bella ciao, oh, bella ciao, oh, bella ciao, ciao, ciao. Una matina
partigiano, ricordami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi siento di morire. Hey, 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 hey. Foarte bine, dar, bine. Aplauze pentru Shandy! Bravo! Auzi? Eu zic să fie tacă-mă complet. Ce? Tu te cântești tu un refren. Corect! Un refren îi cânt și eu? Da, pe mine păcat de el, ce să... Hai să mă simt și bine! Bravo! Bravo! Credeți că eu scând de la mine o piesă ca să joc și mai bine și să dai pedeapsa ăsta, să dai tot ce trebuie. Fii atent! La minor, chiboriu. Mă dita mamă, chiboriu, chiboriu, da, vel mangi batali, vim la batali. Mă dita mamă, chiboriu, chiboriu, da, vel mangi batali, vim la batali. Păi eu e da de sucăra, da de sucăra, e pare la timp nimeră, timp la nimeră. Eu e da de sucăra, da de sucăra, pare la timp nimeră, timp la nimeră. Bravo! Ești mai bine, Ovi! Ovi, ești mai bine! Da. Eu am impresia că nu-i cu noi aici, da, pe cuvânt. Da, da. Deci îl întrebi, n-are nicio... Bă, da. E puțin plecat pe TikTok, dar se întoarce. Vino cu asta zic! Vino cu asta! Mulțumim mult de tot! Da, mersi, mersi! Ovi! Bravo, mersi! Super! Te-ai zis, bagi mâna în buzunarele, dă-și lui cu 1.000.000 de euro. Dacă n-a câștigat nicio rundă, nici nu prea are de unde. Astăzi e pe gratis. 3.700. Dăm de roată, cumpărăm, da, o vocală. Dau de roată. Hai, mă, Ovi, dă-i, mă, ciofi, Ovi, dă-i, mă! Hai că ai prins încredere în tine, 500 de puncte, te simt în vână. Zic consoană. P. Păi de când îl așteptai tu pe P-ul ăsta? Ia uite-l că e odată. Ce facem acum? 4.200, Ovi. Puțină energie, mă. Hai, bă, că uite, e seară, e târziu. E noapte și e târziu în viața ta. Dă-mi o consoană sau zi, te rog eu. Dau de roată. Hai, hai, hai că ne apucă 12 noaptea. Și-au zis verde sălcioară, mărie și mărioară. E foarte bine că dacă îmi dai o consoană corectă, nu mai pot câștiga nici ei mașina. T de la Trabuc. De la TikTok trebuia să zică, da? Sau de la TikTok, ăla mi-a venit. Hai! Este! Bine de tot! Fii atent ce înseamnă asta. Eu iau plăcuța asta o dată. Ia-ți. Așa. O iau și pe a doua. O predau. Așa, două și încă una, încă una. Te uiți pe a ta. Uite, iau și pe ei a treia. Așa. El are impresia că a câștigat mașina, știi? Și asta înseamnă că mașina rămâne la mine. Bravo! Ne-ai stricat șmecheria, ai văzut? Bravo, Ovi! Eu cred că ține cursul, domnule. Uite-te la Barnoschi ce fericit e de când a auzit. Îi vine să mai facă două podcasturi de-astea. Hai, 4.700. Cumpere o vocală sau dai de rată? Cumpăr o vocală. Hai, dar acum ce-ți mai faci? Hai. I. I, mă. I, mă, că a zis hotărât. Dacă a zis I, e I, mă. Nu stăm pe gânduri. Bravo! Uite, I. De la Ovi. ¿4.200? ¿Mai luăm una? Dau de roată. Fii atent. Înainte să dai. Fii atent aici, ca să înțelegi un pic cum stăm. Da. În spatele camerelor, uite, vezi? Ei sunt colegii noștri, vezi? Ei au familii, au copii, au, știi? Da, da. Dacă nu jucăm un pic mai repede, ei or să te iubească pe tine, că nu mai apucă să-și vadă copii în noaptea asta. Adică, măi, cu el, mă, cu papapa, mai... Păi, și nu vrei să-l mai vezi și tu, că e târziu? Da. Hai da, cu Elan, pe ele, ia-le premiile și am plecat acasă, hai! Cu energie, așa! Cât pe acest să-ți pici pe oglindă? Da. Așa a venit 700.
Da, nici nu te-ai prins și am zis. Ai zis da de control așa. Încerc să ghicesc aici. Lasă-l naiba de ghicesc. Și tu mă derutezi. Vreau și eu să încerc să ghicesc. Hai bă că plec. Ia mă decablați bă că îl încurc pe ăsta în emisiunea asta. Eu v-am zis că încep să încurc. Da. Fii atent, uite. Fii atent, ca să nu zici că te-am încurcat eu, că vezi, doamne, fii atent. Uită-te în ecranul de jos, vezi ce consoane și vocale s-au folosit. Da. Monitorizare este domeniu. Te uiți bine în puzzle, te uiți la mine și eu timp de 5 secunde, tac, și am plecat. Gândește-te. Ok. Ce fac acum? Zic, poți să zic consoană sau ce? Nu, că s-a la umor. Deci da. Stimați telespectatori. Fiată. Te uiți bine în ecranul de jos. Vezi toate consoanele și vocalele pe care le-ați folosit. Da. Monitorizarea este domeniu. Te uiți în puzzle, cauți o consoană corectă. Pentru 700 de puncte, eu îți dau 4 secunde tac. Ok, nu. Mai tac? Nu, e ok. Nu, ok. Nu. Asta e, băi, băiatule! Psst. 7700. Ce fac acum? Dă-i faliment. Nu. Și atunci ori dai de roată și mai adunăm. Aleg o... Ori, stai mă, nu alege nimic, stai un pic. Ori cumperi o vocală. Cumpăr o vocală. Ori îmi dai soluția. Cumpăr o vocală. Bă, știi ce vocală îți trebuie? Deci dacă mai pierzi și ăștia 7700 pe cuvânt, dacă nu-ți calc ochelarii. Nu-i pierd, nu-i pierd. Bă, concentra, ai pus mâna pe ei, ți-a fost frică un pic. 7700. Băi, vino cu mine aici, jos. Vino cu aici și tu. Vino că te iau ca pe Ana. Vino cu a... Eu? Stai că nu, dar nu. Tovarășii, eu cred că sunteți aici să mă încurcați. Da. Ia zi, ajută-mă și pe mine. Dacă eu sunt singur care n-a câștigat, trebuie să câștigi. Ursule, până la finalul emisiunii o să te întrebe de fiecare dată. Eu? Ți se pare că nu te ajut? Da. Nu. Adică nu mi se pare că nu mă ajut. Mi se pare că mă ajut. Okay. Așa. Mai bursucule, pe ăsta trebuie să-l chem la podcast. Vreau, vreau, chiar vreau să mă chem. Și pe YouTube. Ia, ia, vino, hai un pic să te bai. Uite. Pa. Bună seara, domnilor și domnilor. În această seară o avem invitată pe Ana. Stai că eu prezint. Ah, ok. Am crezut că... Vorbește acum, vorbește. Mai devreme n-a vorbit. Ce place râsul ei. Așa. Ce mai zici? Cu ce te mai ocupi? Dă-le dracu de puncte, bă! Că nu ne-am adunat să câștigăm. Am venit la podcast noi, bă! Hai să spun un secret, nu știu eu. Bă, dacă ce eu câștig, interesează punctele, bă? Lasă, bă, că am venit la podcast. Dacă se poate. Coborâsem să-l ajut dacă la nu vocală. Eu pe toți, stai, că el vorbește, n-are treabă, stima asta. El e întreaba lui, eu întreaba mea, uite. Nu știe nimeni. Cursucule, spuneai ceva că suntem prinși cu podcastul aici. Doamne ferește, ce să... Auzi? Rec. Așa. Cu ce te ocupi? Eu? Păi am spus mai devreme. Cu TikTok, mai, cu YouTube? Mai spune o dată, te rog frumos, pentru publicul meu. Ai spus pentru publicul bursucului. A, deci ai și tu publicul tău. Da, bineînțeles. Ok. Păi, cu YouTube, cu TikTok... Sunt și tătic, am o fetiță mică de 2 luni. Să străiască, superb! Cea mai importantă realizare și mai am și job, bineînțeles. E, puteai să mai ai o realizare să câștigi la roată, dar ce rost asta, fac de distracție și YouTube și TikTok și așa, nu câștig deocamdată bani sau foarte dar puțin. Dar tu stai pe TikTok? Și mai am și job. Nu, fac conținut pentru TikTok. Eu stau pe Floreasca, mă gândeam că... Și eu stau poate... pe Bulevardul Drumul Taberei. Păi nu ziceai că stai pe TikTok? Pe TikTok intru și postez conținut. Aha. Și ai făcut bani din... Închideți TikTok, lumina, e ok, putem să plecăm. Nu. Mai închide din lumina, de gata, hai. Bendu, haideți acasă. Nu sunt încă la nivelul ăla. Haideți copii, gata. Aici. Bă. E ok. Nu, că noi plecăm acasă, voi continuați, că se termină emisiunea. Haideți copii, invitație. Hai, Ana. Băi, vă supleși. Și voi continuați acolo. Voi continuați treaba, mulțumim frumos. Aveți și noi nevoie de lumină pentru podcast. Publicul, vă rog, haideți acasă. Nu, că suntem în beci, este întuneric. Aici, aici. Curaj. Se brânză de mulțumim vreo. Frumos, da. Haideți. Uite, și un cuțit dacă... Nu, că nu mănânc. Nu? Sunt vegetarian. Așa, ce vreau să te rog, dacă e... Stop! Chiar pleacă? Dați-mă, m-ați luat în serios, glumeam, lumina nu, sus. Nu, nu, hai înapoi, că mai avem ediție de făcut. Băi, copii, băi! Băi, vă luați după asta! Hot play, stai mă că mai avem 20 de minute, treceți la loc.
Hai, bă, tu treci, bă, la locul tău, lasă-mă podcastul, băi. Măi, bursucule, încerc să fac și măi, băiatule, mă! Chiar îmi plăcea acolo. Măi, băiatule, mă, trebuie. Auzi, îmi plăcea aici, se simțea mai relaxat omul. Ne vedem next time. Da, da, next time, auzi, next time, bursucule. Măi, bursucule, vreau să fac și o emisiune și mereu mi-o strici. Băi, asta era replica mea. Vreau să fac și o emisiune și tu mereu mă încurci. Păi nu, că eu vreau aici cu podcastul meu. Ovi! Da. 7700 de puncte. Ai spus că vrei să cumperi o vocală. N-am zis nimic. Când? Eu? Te rog frumos, dă-i înapoi. Nu știu, nu știu eu de asta. Știu că m-ai păcălit atunci cu mai devreme cu î și cu consoană vocală, așa că mă vrei să mă păcălești iar, adică nu... Deci tu ești de vină, gata, am înțeles. Bursucule, ai pus-o! Nu mâncava sufletul vostru. Deci glumeam, zic vocală, zic vocală. Înainte să cobori, ai spus că vrei o vocală, nu, glumeam, și știu, te-am dus acolo în față să te ajut la vocală. Da, da, zic vocală, glumeam. A fost o glumă, te-ai crezut? Oh, pe bune... E camera ascunsă și nu știu. Băi, tu ești Fran micul urs polar sau ceva. E bipolar, de fapt. Tu ești bipolar. Ba consoană, ba vocală, ba nici tu nu știi. Bun, hai să o luăm de la... Și acum urma întrebarea. Cine eu? Să o luăm de la început. Ovi. Da. Vrei să dai de roată, să cumperi o vocală? Cumpăr sau... vocală. Vocala ta. U. 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 Bravo. Mai avem 7200 de puncte. Ori dai de roată și îmi spui o consoană, ori cumperi o vocală, ori îmi dai soluția. Dau soluția. Păi știam și dinainte, dar am zis... Ura! Ovi, da. Pentru 7700 de puncte și pentru că nu știu ce o să urmeze când mergem la vitrină, am nevoie de soluția ta o singură dată, tare, clar și corect. Fără să te joci, fără glume, fără să te prostești. O singură dată, tare, clar și corect. Zi! Invitatul este funny, prezentatorul ia banii. Adică eu invitatul, el prezentator. V-ați prins. Eu? A, deci tu ai fost fan în emisiunea asta și eu mi-am luat banii pe cârca ta. Bă, Ovi, încă trei de-ăștia ca tine și mă dă afară. Invitatul este fan, prezentatorul ia banii. Dacă mă uit bine în ecranul tău, să știi că la noi e invers. Prezentatorul este fanii și concurentul ne ia banii. 7700 de puncte, hai la vitrină! Doamnelor și domnilor, și runda a patra câștigată de Ovi, cu emoții, 7700 de puncte, dragul meu, ce ne alegem? Păi, aș vrea să aleg în primul rând. Așa. În primul rând un laptop, că mi s-a stricat laptopul și... 2000 de puncte, foarte bun, bravo, să-l stăpânești sănătos, ți l-am dat. Nu pot să fac montajul la... E, acum poți, că ai unul nou nouț acolo. Așa, un smartphone de ăsta, cam un... 1300 de puncte, că și ăsta s-a spart un pic și trebuie pentru așa, bravo. Da. Aleg și un robot de bucătărie. Albatros, 300 de puncte. Pentru soția mea, că ea mai gătește, mai alea. Cât mai am? Mai ai, dar abia ai cheltuit 3600. Și aș dori să donez jumătate din ei pentru cazul social. Vrei să donezi? Da. Adică eu cheltui doar... Dar tu mai ai ceva? Hai să ne mai uităm un pic. Jumate. Mai ai și tu ceva. Da.
Îți dau un blender? Da, pentru soție. Și un blender, da, da. Taurus, 250 de puncte, da? Așa. Îți mai dau și un mixer Taurus pentru 150 ca să completăm frumos bucătăria? Da, da, să aibă. Și mai avem 3700 pe care vrei să-i donezi, da? Donez, da, da. Ovi, felicitări, bravo! Mulțumesc! Puși la locul tău, felicitări încă o dată! Mulțumesc! Georgeta, mă auzi? Vă aud! 3700 de puncte donați de către Ovi pentru voi! Mulțumim din suflet, Ovi! Bravo, Ovi, felicitări! Chiar de apreciat! Bravo, Ovi! Ce ne alegem? Cum familia Bănică nu e formată doar din două persoane, aș vrea pentru ceilalți copii un laptop. 2000 de puncte! Un telefon. 1300 de puncte! Așa, un storcător de fructe. Storcător de fructe de la Taurus, 350 de puncte. Și mai avem 50 de puncte. Un tensiometru. Un tensiometru de la Taurus, 50 de puncte. Felicitări, doamna Georgeta. Mulțumim frumos, Obi. Mulțumim din suflet. Bravo, felicitări, 3700 felicitări. De puncte. Jumătate din câștigul lui a preferat astăzi să-l doneze. Felicitări pentru gestul tău, Ovi. Iar noi mergem în runda bonus! Clasamentul de astăzi arată cam așa, pe locul 3 cu 6400 de puncte. Aplauze pentru Ana! Mulțumesc! Pe locul 2 cu 7700 de puncte, aplauze pentru Ovi. Iar pe primul loc, cu 11400 de puncte, aplauze pentru... Spatele. Am și o vârstă, mă, tata, am o vârstă. Hai că trebuie să facem mecheria aia. Hai. Daniel și Șandi! Dragii mei, cu mine mergeți la roata mică, la runda bonus! Dragilor, dragi, există o roată mică, aici sunt doar premii, va trebui să învârtim roata în sensul acesta, da? Cât puteți voi de tare și după vă spun cum puteți câștiga acest premiu. Tare! Doamne ajută! Hai! Una, două, trei, hai! Check it up, yo. Albastru să fie. Și am vrut să-mi iau sacoul albastru, dar nu. Lasă că e bun și așa. Norocos. Pentru a câștiga acest premiu, vă rog să fiți atenți la Ana. Vă vom da un puzzle pentru runda bonus, care arată așa. Vă voi da și un domeniu. Domeniul este deconectare. Vă vom da cele mai uzuale consoane ale limbii române, N, R, T, S, C și vocala E. Să vedem dacă le regăsim. I-am șoptit eu, că nu știu dacă le știa. Oh! Iar voi aveți dreptul să ne mai dați încă trei consoane și o vocală în afară de cele pe care vi le-am dat. Zi o consoană. B. Cum? B. De la barbu. Da. Bun. R de la rață. R a fost. A fost? NRTSC a fost. NR, da. B? B de la... L-a zis ea B? Am zis B. De se ia, jur. Eu cred că se... D, D. D de la Daniel, că nu l-am zis. Bun. Și un... F. 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 B, D, F și vocala? A. A. B, D, F și vocala A. Să vedem dacă le regăsim. Trebuie. Domeniul era deconectare... Iar voi aveți 10 secunde să ne dați soluția. A căzut netul. Netul. L. Netul. A căzut netul. Se ia prima dată, nu? Da. A căzut netul. Așa ai spus? Așa am zis. Netul. Da sau nu? Ai. Este! Cipriane, mă auzi? Da, desigur. Ăsta este un cadou pentru tine și este doar pentru tine. Nu știu ce se află aici, dar nimeni nu are voie să-ți ia premiul ăsta, ok? Da.
Fii atent, în runda bonus, astăzi ai câștigat... un smartphone! Să te bucuri de el, Ciprian, să-ți poarte noroc! Mulțumesc! Noi îți mulțumim, doamna Georgeta, sunteți fericită? Cum aș putea să nu fiu? Vreau să văd zâmbetul ăla, doamna Georgeta. Ăsta este zâmbetul de care aveam nevoie. Încă o dată, aplauze pentru doamna Georgeta și pentru Ciprian! Mulțumesc mult! A fost o seară frumoasă, foarte multe premii, foarte multe puncte, doamnelor și domnilor. Ana Maria Barnoschi! Și Bursucu! Hotplay și Iulia Dumitrache, bineînțeles! Daniel Șondi, Ovi, Ana, mulțumim din suflet pentru prezența în această seară. Nu uitați până săptămâna viitoare că din când în când norocul... Vin faceți cu mâna dumneavoastră. Să aveți grijă de voi. Ne vedem pe Instagram, Mr. Bursucu. Amu Barnoschi. Și dacă v-am supărat cu ceva, să ne iertați până săptămâna viitoare. Mai greșim și noi. Dacă nu, înseamnă că audiența de mâine ne va face fericiți. La revedere, seară bună! Și pentru că nu vrem să plecăm supărați, ci dimpotrivă, pentru că este duminică seara, vrem ca de mâine să începeți săptămâna în forță. V-am pregătit o surpriză. În această seară vă lăsăm cu un vai bun alături de Shondi și Mahalarai Banda! N-am știut ce înseamnă dragostea. N-am crezut că mă poate schimba. În viață nu-ți pierd încrederea. Speranța.